Astăzi am avut o ședință de lucru în cadrul căreia am discutat despre organizarea și desfășurarea sub patronajul Președintelui Republicii Moldova la Chișinău a conferinței științifice internaționale „Statalitatea Moldovei, continuitatea istorică și perspectiva dezvoltării” în perioada 24-25 martie curent. În cadrul conferinței vor fi discutate diverse subiecte, precum abordarea istorică a continuității statului moldovenesc, dezvoltarea socioeconomică a Moldovei în diferite perioade istorice, teoria apariției statului și dreptului prin prisma țărilor reprezentate la eveniment și altele. La eveniment așteptăm experți, reprezentanți ai lumii academice și universitare ai societății civile, partidelor politice din țară și de peste hotare. Deja avem confirmarea participării a peste 100 de persoane la eveniment din Republica Moldova și alte 11 state, printre care Italia, Franța, Germania, România, Ucraina, Federația Rusă, etc.